una, două, trei, patru, cinci, șase mașini și multe alte în spatele meu. Bulevardul Unirii din municipiul Târgu Jiu este unul dintre cele mai aglomerate, asta pentru că șoferii parchează pe unde doresc. Punctul maxim de interes îl reprezintă magazinele care nu au parcare pentru clienți. Așa se face că fiecare își lasă mașina pe unde apucă pentru a face cumpărături în viteză. Stau doar un minut este scuza folosită cel mai frecvent de șoferii indisciplinați. L-ai văzut? Acolo sus ai parcat aici și aici este parcarea interzisă. Da, sunt așa și plec. Deci e vorba de câteva minute. Nu, un minut. În zonă sunt două școli. Seara, prima bandă de circulație, cea din fața acestora, este ocupată până la refuz de părinții care vin să-și ia copiii de la școală. În zonă, niciun polițist local, cu toate că șefii acestora se jură că oamenii lor stau la datorie. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație Rutieră acționează permanent în Bulevardul Unirii, asta pentru că această zonă este în planul de ordine și siguranță publică al municipiului Târgu Jiu. Vorbim iată despre o zonă intens circulată, având în vedere și că în acest perimetru se află două unități de învățământ. Vorbim iată de Colegiul Național Teodor Admirescu, cât și Școala Generală Constantin Săvoiu. Se acționează intens tocmai pentru a fluidiza circulația în zona respectivă. Concluzia este clară, educația șoferilor se face doar prin aplicarea sancțiunilor, dar cum amenzi nu se aplică, nimeni nu ține cont de regulile impuse.